Unii proprietari PlayStation 5 se luptă să joace Call of Duty Modern Warfare din 2019 pe consola lor. Atunci când încercați să accesați una dintre cele trei componente ale jocului, campanii, multiple memine și specii, jucătorii sunt bineveniți cu mesaje care spun că pachetele de date necesare nu sunt instalate. Atunci începe problema. Când jucătorii urmează instrucțiunea lansării pachetului de date, se confruntă cu un mesaj care spune că instalarea lor a fost suspendată. Nu există alte sugestii despre ceea ce a provocat acest lucru. Jucătorii sunt blocați în limbo, unde pachetul de date nu va fi descărcat, dar nu există o modalitate clară de a începe descărcarea și de a încerca din nou. Dar cel mai izbitor aspect al acestei situații este că Activision a fost conștient de această problemă de luni de zile și încă nu îl calmează. În ceea ce privește dispozitivul de urmărire a erorilor din pagina de asistență Activision, această problemă este înregistrată. Dar nu pare să fie un plan de recuperare. Ultima pagină a fost actualizată ultima dată în martie. Warzone, coșmar absolut. Dar chiar și cei care nu se confruntă cu această problemă, jocul de război modern din integrarea lui Warzone este un coșmar absolut. Cu aproape fiecare patch, un Warzone, un pachet de date pentru a juca un război modern eliminat, a obligat jucătorii să descarce din 900 de gigacte de date. Mizeria nu se termină aici. O parte din motivul pentru care aceasta este o problemă de genul acesta din cauza dimensiunilor mari a jocului. Versiunea actuală ocupă aproape 200 GB stocare. Deoarece dezvoltarea zonei de război a fost ratificată între dezvoltatori în 2019, un număr mare de lucrări au fost predate pentru a optimiza amprentele digitale. Dar natura sistemului de operare PlayStation înseamnă că fiecare nouă optimizare necesită un nou pachet de date și pachetele sunt colectate. Acesta ar fi motivul pentru care mulți jucători s-au străduit să descarce pachetul potrivit pentru a juca jocuri, pentru că este aproape imposibil să afli ce este corect. Ceea ce este surprinzător este că, oricât de multe probleme afectează lansatorul, Warzone poate juca aproape sigur. Și asta vorbește despre principala problemă. Când Warzone a devenit un hit, Activision a mutat toate resursele de dezvoltare în modul, lăsând un război modern complet.